salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vreau să vă prezint beneficiile și întrebuințările lavandei. Lavanda este o plantă originară din zona Mediteranei și tocmai din acest motiv iubește soarele, căldura și solul uscat. Cea mai bună perioadă pentru a planta lavanda este primăvara, în lunile aprilie-mai. Dacă doriți să cultivați lavandă toamna, o puteți face cu butași bine dezvoltați, care vor rezista pe timpul iernii. Lavanda preferă locul bine drenat, dar fără umiditate ridicată. Se plantează atât în sol direct, dar și în ghiveci. După plantare, este suficient să udați plantele o dată sau de două ori pe săptămână. La noi în România, lavanda înflorește de obicei în luna iunie și este bine ca lavanda să fie recoltată atunci când mugurii s-au format pe plantă, dar florile încă nu s-au deschis. Florile de lavandă uscate alungă moliile din dulap, puse în săculeți, țineți în țarii la distanță. Lavanda sau levănțica are numeroase beneficii și îmbunătățiri, oferă parfum și culoare oricărei case sau grădini. Lavanda este una dintre cele mai folosite atât cu rol decorativ, dar și pentru proprietățile sale. Face parte din familia mentei și a fost utilizată încă din cele mai vechi timpuri. Lavanda este folosită pentru gătit, în medicină naturistă, pentru diverse ceaiuri, uleiuri și tincturi, dar și în industria cosmetică pentru parfumuri, săpunuri și loțiuni de corp. Lavanda este puternic antidepresivă, anti-anxiolitică și relaxantă. Are efect analgezic, antiseptic, cicatrizant, coleretic, diuretic și expectorant. Lavanda reduce tensiunile psihice, reduce starea de agitație nervoasă și de anxietate, tratează atacul de panică, alungă depresia și combate insomnia. Armonizează starea emoțională și contribuie la funcționarea normală a întregului sistem nervos, este tămăduitoare și pentru sistemul digestiv, stimulează secrețiile biliare și ajută la eliminarea acestora. Ea mai asigură funcționarea normală a ficatului și a vezicii biliare. Folosită extern, lavanda menține sănătatea pielii și a cavității bucale, combate căderea părului și menține scalpul sănătos. Se poate face și ulei din lavandă, care are acțiune antiinflamatoare și antiseptică. Uleiul de lavandă este singurul ulei care se aplică pe piele nediluat. Lavanda mai este folosită și în bucătărie, în special în bucătăria franceză, italiană și spaniolă, în sosuri și salate. Se mai poate face și miere de lavandă, sirop de lavandă, care la fel este foarte bun. Eu o am așa la săculeț, o pun în șifonier și miroase excelent. Aceasta este de anul trecut, o să mai fac și anul acesta câțiva săculeți. Îmi place foarte mult. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit, eu am fost Cori, rămâneți aproape, ne vedem la noi materiale. Vă pup, o zi bună!